trecuem. Mare noroci! Deci mi-a luat toți moșteritorii, mă! Cine, mă? O dubă, mă! Deci iată, a venit o dubă mare, care în loc de geauri avea grătini, scria apoi poliția la animale și gingerii, nu știu. Așa. Și iată, mi-a luat toate animalele, mă, toți moșteritorii mei, mă! De ce, mă? E, de ce? Că cică a primit un telefon suspect, știi? În care i-a zis cineva că eu mă joc de animale și nu mă compor ca lumea cu ele. Că... Du-te, bă, de aici! Da, mă, și mi-a luat tot, mă, mi-a luat cății, mi-a luat pisicile, mi-a luat bibilicile, mi-a luat fițica, mă, fițica! Joica o chema, mă, doar ce botezați-mi, deci mi-a stricat botez, mi-a stricat tot. Lasă-mă, nu mai plânge, mă, că într-un fel sau altul, că m-am gândit. Eu nu știu de unde, dracu, dar eu chiar, uite, am presimțit că vine unii să-ți ia animalele alea. E, na? Da, uite așa. Și ți-am luat o boxă de-asta care vorbește singură, mă. Deci, nu singură, tu vorbești cu ea, e o boxă inteligentă. Deci n-ai mai văzut așa ceva? Deci, ca să vezi, e făcută cu tehnologia andronologică, deci din viitor. Deci, e o boxă care ține loc și de copii, și de animale, și de joica, și de bibili, și de tot. Deci asta te rezolvă pe ce vrei tu. Deci tu o întrebi de vorbă, ea-ți răspunde ție, ea-ți cântă, îi cânt și tu, dansați amândoi. E ca un fel de copilaj, așa, dar e boxă electronică, cum ar veni. Și are o problemă că am luat-o de la Ardiles, că era reducere și nu știu ce, și e blocată în turcă, mă. Aia e problema, e că nu vorbește altceva decât turcă. Eu nu știu turcă, mă, Bobiță. Nici eu nu știu turcă, că de-aia mă uit aici așa, am încercat să descifrez cep, telefonare, ghibi, digri, unghiuliu, chiar regeră. Nu e. Nu e o limbă normală, dar, ca idee, tu poți să o înveți. Că știi ce, ce faci? Stai și o înveți, ce mare lucru. Da, mă, dar unde, unde să o învăț? Că... Păi te duci și uite, când termin treaba, de exemplu. Ai terminat treaba în seara asta, după ce ai dat, dai noroiul ăsta la o parte, dai și un mop, dai cu o măpură, mătură, după aia dai cu praful printre cărți, prin nu știu ce, aranjezi seara, speli paharele, speli farfurile, că sunt o grămadă de farfurii, cești de cafea, nu știu ce, prosoapile, speli, le pui la uscat și când ai terminat treaba, dai și de păienjen pe la colțurile cârciun pe așa și îl iei frumos, duci la tine în cameră, te pui într-un colț de cameră, iei telefonul, dai pe Google și dai pe Google Translate acolo și dai cu turcă și vezi ce câinile, ce zici și tu și vedeți cum vă înțelegeți acolo. Da, mă, dar eu nu mai am gigăi, că mi s-a terminat gigăi după telefon. Lasă-mă că nu mai ai gigăi, te duci și faci rost de o carte de-asta, de un dicționar româno-turcă și înveți. Că dracu e un cadou, ți-am luat un cadou, tu la cadou tu asta zici că nu-ți place? Păi cadou tău ți-l-a dat, învață turcă și învață să vorbești cu ea. Ce mare lucru! Mulțumesc, Bobiță! A, mulțumesc, păi așa... pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!